Profesia de medic ocupă primul loc în topul clasamentului realizat de Magenta Consulting. Potrivit sondajului, de cele mai multe ori femeile care au vârsta cuprinsă între 20 și 39 de ani, în copilărie și-au dorit să devină doctoriță. Și asta pentru că în copilărie medicul este cel pe care îl vizităm cel mai des. Alt criteriu de alegere a profesiei în copilărie ține de autoafirmare. Astfel de mici, cei mai mulți băieți își doresc să devină sportivi, polițiști, cosmonauți sau piloți, iar fetele cântărețe, actrițe sau profesoare. Și evenimentele care au loc în copilărie influențează decizia ulterioară privind alegerea profesiei. De exemplu, respondenții cu vârsta cuprinsă între 30 și 50 de ani, când erau mici, își doreau să ajungă cosmonauți, iar aceasta se explică prin entuziasmul generalizat determinat de primele zboruri în cosmos. Totodată, generația mai tânără își dorea profesii precum cea de businessman, jurist, pilot sau președinte. Rezultatele studiului arată că cea mai mare parte a celor chestionați care în copilărie își doreau să devină businessmani, cosmonauți, președinți și sportivi, în prezent dispun de venituri mai mari de 10.000 de lei pe lună, iar cei care visau să fie medici, profesori, croitori sau actori au un salariu de până la 3.000 de lei. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.123 de persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 60 de ani.